aceasta admiteră pe care am formulat-o de a fi prezentă în fața plenului Camerei Deputaților. Ca urmare, luni mă voi prezenta pentru a-mi spune punctul de vedere, având în vedere faptul că situația este excepțională în continuare, adică sunt la șaptea și a opta cerere formulată în două săptămâni de către procurorii DNA împotriva mea. Elena Udrea vrea să se adreseze luni plenului Camerei Deputaților atunci când colegii ei vor supune la vot o nouă cerere de încuvințare a arestării tot în dosarul Gala Bute. Deci a fost acuzațiile din dosarul Gala Bute, conform cărora v-ați fi organizat ziua de naștere cu bani din mită. Da, acesta este un motiv pentru care se cere din nou arestarea preventivă. Așa cum presupun că ați aflat pe surse acest amănunt picant, cred că ar fi interesant dacă ați putea să aflați pe surse și ce evoluții au avut loc în acest dosar. Evoluții favorabile mie. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în 48 de ore. Între timp, pentru prima oară de la instituirea măsurii arestului la domiciliu, a apărut public și o poză în care Elena Udrea se află alături de prietena ei, Ruxandra Dragomir. De altfel, Dragomir a fost cea care a susținut-o mereu pe Elena Udrea, fie prezentându-se alături de ea la instanță sau în declarații. Fostul ministru este în arest la domiciliu de marți și asta după ce magistrații au decis să-i admită recursul și să o elibereze din arestul poliției după o săptămână pentru acuzațiile primite în dosarul Microsoft.